China și Statele Unite s-au așezat la masă la cel mai înalt nivel. Întâlnirea Biden-Jin, de lung așteptată, a fost mai degrabă un semnal pentru întreaga lume. Cele două țări încearcă să nu transforme competiția economică într-un război rece. Au fost ore de discuții între cei doi președinți cu foarte puține rezultate concrete, mai ales că avioanele chineze se tot intersectează cu cele americane în Marea Chinei. În urma discuțiilor rămâne acordul de a relua un dialog militar între cele două țări. Este de văzut însă ce tonuri se vor schimba după întâlnirea celor doi lideri, mai ales că pentru mulți aliați ai Statelor Unite, China este principalul partener economic. Israelul a promis răzbunare și radere de pe fața pământului a organizației teroriste Hamas. Militarii israelieni sunt pe străzile din Gaza și au reușit să intre și în cel mai mare spital, despre care spun că găzduiește un cuib de teroriști. De cealaltă parte, vocile sunt tot mai ridicate și cer Israelului să respecte legile războiului și să protejeze civilii. Tonul începe să se schimbe chiar dacă lupta este departe de a fi câștigată. Mulți se tem că victoria s-ar putea transforma într-o înfrângere pentru Israel dacă nu vor fi protejate viețile civililor. Intrăm în subteranele confruntării din fâșia Gaza, imediat la Mapamon. Spania nu are liniște, are însă un nou guvern Sanchez obținut cu revoltă în stradă. O coaliție numită de unii monstruoasă, formată din 8 partide, are de gestionat o țară divizată de decizia premierului de a amnistia pe separatiștii catalani. O decizie care a deschis deja cutia Pandorei. Sanchez a ajuns la putere, dar a reușit să redeschide răni vechi și dureroase. Spania este în stradă, încercăm să înțelegem de ce și cu ce preț acum la Mapamond. Societatea publică a statului sunt infrastructura, teatrele, muzeele, monumentele istorice, spitalele, serviciile poștale, terenurile publice, distribuția de electricitate și energie termică, resursele naturale și distribuția de apă potabilă. Aceste bunuri nu pot fi vândute, ci doar concesionate sau date în administrare unor particulari. Absența acestui proiect de lege a făcut imposibilă efectuarea unui inventar al bunurilor ce aparțin statului. În plus, exploatarea și circulația bunurilor aparținând statului au fost mult îngreunate. Afacerea cea mai la modă în aceste zile este închirierea de Moș Crăciun. Patronii agențiilor de închiriat Moș Crăciun spun că deocamdată această ocupație este mai mult o plăcere decât o afacere. O fac de nebun și pentru că îmi plac copiii și îmi obișnuit cu acest lucru. Moșii sunt în general studenți care vor să obțină niște bani în perioada de vacanță. Ei spun că nu este o muncă ușoară și trebuie o pregătire specială. Trebuie să fiți în pielea mea ca să vedeți în ce emoții treceți. Generalul Gheorghe Diaconescu, fostul adjunct al procurorului general al României în 1989, vrea să-l dea în judecată pentru calomnie pe șeful parchetelor militare, generalul Dan Voinea. În urmă cu o săptămână, generalul Voinea a afirmat că Diaconescu a aprobat incinerarea cadavrelor de la Timișoara. El susține însă că acesta nu poate fi trimis în judecată pentru că a trecut foarte mult timp și fapta lui s-a prescris. Diaconescu spune că, potrivit funcției pe care a avut-o în decembrie 89, s-a ocupat doar de identificarea cadavrelor. Medicii de familie și Casa Națională de Asigurări de Sănătate din cauza banilor. Medicii acuză CNAS că a achitat doar parțial contravaloarea serviciilor de medicină primară din octombrie. Conform comunicatului transmis de organizațiile patronale ale medicilor de familie, plata parțială în proporție de 60-70% este inacceptabilă, această clauză nefiind cuprinsă în contractul asumat bilateral. Potrivit medicilor, nu este un incident singular, anterior existând o întârziere de plată de circa 14 zile. Organizațiile patronale ale medicilor de familie cer soluționarea urgentă a situației, respectiv plata corectă și la timp a serviciilor medicale efectuate de medici, pentru a nu le crea dificultăți financiare profesioniștilor din domeniu. Medicii avertizează că în termen de două zile, în absența măsurilor de remediere a problemelor semnalate, vor temporiza toată activitatea medicală programabilă. Este crucial să se evite orice impact negativ asupra accesului pacienților la îngrijiri medicale primare de calitate, se mai arată în comunicat. Contrafăcută confiscată în județele Constanța și Tulcea. Polițiștii de frontieră din Constanța au ridicat peste 13.000 de perechi de încălțăminte marfă bănuită că este contrafăcută în valoare de aproximativ 7,7 milioane de lei. Marfa se afla într-un container adus din China. În paralel, într-un microbuz, la punctul de trecere a frontierei Isacea, polițiștii de frontieră au descoperit peste 3.500 de articole vestimentare, precum încălțăminte, îmbrăcăminte, curele de ceas și huse de telefon, care purtau însemnele unor mărci cunoscute. Produsele în valoare de aproximativ 830.000 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În ambele, polițiștii de frontieră desfășoară anchete.
Plan de organizare în toate ministerele începând din noiembrie. Conform premierului Marcel Ciolacu, fiecare minister va avea un serviciu unic de avizare, iar miniștrii vor începe să prezinte în coaliție planurile de reorganizare. Va fi un soft unic la nivel național în toate structurile centrale, a declarat șeful executivului. În paralel cu reorganizarea, va fi creat la nivelul fiecărui minister un serviciu unic de avizare, care să preia solicitări de la cetățeni, primării și persoane juridice, solicitări pe care apoi să le transmită spre soluționarea agențiilor și instituțiilor subordonate. Asta este viitorul, asta așteaptă lumea de la noi. S-a terminat. Vreau o Românie ordonată, vreau ca investițiile să fie ordonate, a subliniat premierul. În urmă cu o săptămână, el afirma că reorganizarea ministerelor reprezintă o prioritate. Cele mai spectaculoase șosele din România, Transfăgărășan și Transalpina, vor fi închise începând din 6 noiembrie din cauza condițiilor meteo, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Conform comunicatului transmis de companie, la altitudine schimbarea condițiilor meteorologice are o dinamică sporită, iar siguranța celor care tranzitează aceste șosele montane poate fi pusă în pericol de fenomenele meteorologice imprevizibile în această perioadă a anului. Circulația pe cele două șosele de mare înălțime va fi redeschisă în lunile mai-iunie 2024. Transfăgărășanul, care străbate munții Făgăraș, începe în localitatea Bascov, județul Argeș, se termină în apropierea localității Cărțișoara din județul Sibiu și are o lungime de 152 de kilometri. Face legătura între Novaci, județul Gorj și Sebeș, în județul Alba, și are o lungime de 148 de kilometri. Străbate munții Parâng, cu cel mai înalt punct în pasul Urdele, la 2145 de metri altitudine. Programul Național pentru Creșterea Natalității continuă și anul viitor, a anunțat Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Proiectul de act normativ privind modificarea hotărârii de guvern din 2022 pentru aprobarea Programului Social de Interes Național de Susținere a Cuplurilor și a Persoanelor Singure pentru Creșterea Natalității a fost pus deja în dezbatere publică. Conform comunicatului transmis de Ministerul Familiei, succesul imens de care s-a bucurat programul anterior și numeroasele solicitări ale potențialilor beneficiari, înscriși deja pe o listă de așteptare, impune continuarea derulării proiectului și în anul 2024, cu dublarea numărului de beneficiari de la 10.000 la 20.000 pe an. There's this video, and I said, no, there's not. I don't do that. I'm single. I don't have that going on in my life. He's like, Aaron, it's you. Enel se pregătește să plece din România. A fost finalizată tranzacția prin care Public Power Corporation, cea mai mare companie energetică din Grecia, preia operațiunile Enel din România pentru 1240 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de compania Elena într-un comunicat în care precizează că se va axa pe investiții în energia regenerabilă, cu scopul de a deveni cel mai important producător de energie verde din sud-estul Europei. Din Ploiești și Urlați, județul Prahova, care ar fi vândut accesorii contrafăcute pentru telefoane mobile, sunt în vizorul oamenilor legii. Polițiștii au descins la domiciliile suspecților și la sediul și punctul de lucru ale unui agent economic. Anchetatorii spun că din noiembrie anul trecut până în prezent, suspecții ar fi oferit spre vânzare prin intermediul unui magazin online, dar și al unui punct de lucru fizic al unei firme cu sediul în Ploiești, accesorii pentru telefoane mobile, inscripționate cu semnele unor mărci protejate, dar despre care există suspiciunea rezonabilă că sunt contrafăcute. Modificările fiscale au intrat în vigoare sâmbătă, după ce ordonanța de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial în noaptea de vineri spre sâmbătă. În textul legii, plafoanele de numerar se mențin la situația anterioară cu unele excepții. Soldul casierie este limitat la 50.000 de lei, avansul spre decontare este limitat la 1.000 de lei pe zi și se interzice creditarea firmei în numerar de către administratori sau asociați. De 20 de ani alături de Național TV, am intrat în casele dumneavoastră în 6 octombrie 2003. Nu au fost ani ușori, dar ne-au ajutat să ne maturizăm împreună. Am căutat mereu să vă oferim programe care să vă intereseze cu adevărat, fie că este vorba de filme, de știri sau de divertisment. Echipa Național TV face parte din povestea dumneavoastră pe care o construim împreună în fiecare zi. Au fost ani plini de provocări într-o societate mereu în schimbare, dar de fiecare dată când am reușit să vă aducem un zâmbet, o informație utilă sau de ce nu, un mănânc de emoții, ne-am bucurat pentru că astfel munca noastră este răsplătită. Astăzi, mulțumim echipei, colaboratorilor și mai ales telespectatorilor noștri pentru 20 de ani plini împreună. La mulți ani, Național TV!